Candidatul Mișcării pentru Noul Mehedinți la președinția Consiliului Județean Mehedinți și Constantin Popa, candidatul MNMH la primăria comunei Cujmir, au vizitat târgul din localitate. Dumnezeu să-i ajute, că a fost un om bun și este un om bun. Ia Dumnezeu să ia! Cei doi candidați ai Mișcării pentru Noul Mehedinți au profitat de vizita lor pentru a se interesa și de problemele comunității. Cu această ocazie au aflat de situațiile critice cu care se confruntă comercianții. Avem nevoie să ne facă târgul, să avem condiții, să avem WC, să fie apă în târg, să fie curent, să asfalteze, că e dezastru. Asta mă avea nevoie și avem încredere că domnul primar va face. Deci Cujmirul are nevoie de o piață modernizată, o piață... În primul rând mărită și în al doilea rând făcută una modernă și ca spațiu și calitate. Acolo ați văzut, stă lumea cu produsele pe jos. Da, terenul ăsta e al primăriei? Da, tot? Da, este al primăriei. Dacă se taie acești pomi, se poate amenaja încă o piață de dimensiunile acelei de aici. Cei doi candidați ai Mișcării pentru Noul Mehedinți, atât la președinția Consiliului Județean, cât și la primăria Cujmir, au declarat că o prioritate pentru echipa MNMH o constituie sprijinul pe care vor să îl acorde comercianților și producătorilor din Mehedinți.